Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a Cafelei de După. Este vineri, ne uităm unii la alții, ne facem cu mâna, că numai împreună putem trece prin necazuri, că numai necazuri s-au bătut asupra noastră, asupra țării, asupra locuitorilor în această perioadă. Inundații, cu tremur în zona Vrancea Buzău, numai necazuri. Joana a intrat iar în cursa de președinte pentru președinție, nu contează. Cu toate ploile, situația în România este una incendiară. Ați văzut marți pe domnul ăla care a intrat în Parlament cu benzină și a dat foc la un, rest, un nu știu ce era, un magazin, un butic, l-ați văzut pe domnul, din Vaslui. Multă lume a zis, bă, benzina să bea, nu să strică așa. Oricum om cu bani să cumperi benzină și să o strici pe niște parlamentari, dar nu a vrut el să dea foc la nimeni, pentru că a vrut să facă doar un gest așa de frondă, un gest ca să arate că lucrurile nu merg, ceva e putred în țara asta. Știm și noi, dar nu cred că asta e manevra. Cetățeanul a fost prins foarte repede, după 10 ore. 10 ore. Adică vine unul și tat atacă, practic, atacă Parlamentul, acolo unde sunt oamenii care fac legile și îl prins după 10 ore. Noroc că românii au fost cooperați și pe unde l-au văzut, l-au turnat, capă vremuri și l-au găsit. Acum alor deținut pentru câteva zile să vedem ce ce să-i să dai. Eu i-aș da 30 de zile în arest cu bulai, că și lui îi plac fetițele fierbinți. N-are sens să vorbim. Da, asta este, acum nu. Oricum, nu o găsea pe nimeni în Parlament că trebuie parlamentarii să plecați în zonele calamitate să mai câștige niște voturi. Săracii săia care au rămas fără casă, fără avere agonisită. Cât putem să ajutăm, cât putem să facem bine, că statul nu ne vrea sănătoși, nu ne vrea integri, că nu se iau măsuri. Raul Ștef, un amic, spunea că era nevoie de jumate din prețul unui avion F. 1 F-15, nu știu ce hârburi ne mai dau americanii, ca să se fi făcut niște diguri acolo în Galați și să nu fie așa de mari pagubele. Că noi nu gândim în avans. Alții pot. De exemplu, ungurii, de câteva zile, că sateliți trăznier, în sateliți care spun că urmează să plouă, cumulus nimbus, norii să mișcă. Ei, de câteva zile sunt alertă, ori relocat niște gospodării, ori lua măsuri, în centru Budapeste, ori pus saj de nisip, toată lumea a ieșit acolo ca să protejeze, să nu iasă apa în Budapesta. Nu, o să ziceți că ungurii sunt oameni care au condiție fizică, de exemplu Arnold Schwarzenegger o vizitat Europa, nu știu cu ce ocazie, și-o el din adrese și au fost la sală cu Victor Orban. Nu cu Ludovic Orban, că Ludovic Orban e cu mandolina, cu Victor Orban. O fost la sală. Trabuc pe o șvarțene, gărchestii, s-au recomandat. Dacă că că el mai filmat pe Budapesta și eu zis la Victor Orban, Terminator! Și Victor Orban i-a zis, Anish. Și el e Terminator, și el cam... <laughs> da, asta e, ce se face. Să nu ne întristăm. Mulțumesc pentru cafele, că de asta am foaia aici în față, S-au cafele de la Amelia Florin Mihai, vă mulțumesc frumos, Adi regele Taragotului, a fost ziua lui la Murat, mi-a dat o cafea, mulțumesc, mi-a dat, mi-a dat cafea. Uh, și David Todoran, elev în clasa a treia la școala Ioan Bob din Cluj-Napoca, are 9 ani și ne-a transmis și mi-a transmis că, zice, ascult cu interes podcasturile dumneavoastră, emisiunile dumneavoastră, felicitări pentru ce faceți. Dezvedeți, copiii nu strică ochii după ce filmăm noi. Folosesc pentru jocuri, pentru, mă rog, nu știu ce, sau poate nu, și ascultă. Vedeți, un rol important, așa cum mai vine dimineața, 10 și un pic, ce faceți dacă sunteți acasă? Puneți căștile, așa, ascultați la birou la fel, dați YouTube-ul mai tare până faceți o mâncare, da? Deci avem un rol terapeutic. Cafeaua se poate dona în continuare pe buymeacoffee.com slash nicubendea. Din această cafea cumpărăm, sigur, cafele, o luat și Vlad un aparat senzațional. Știți, drujbele rusești, așa are și el pornirea. În fine, nu contează. Să ne bucurăm că urmează un weekend în care iară o să mergem la nunți. Nunta de departe, cea mai, nun cea mai tare nunta a lunii septembrie, a avut loc sâmbătă la Paris. Fiți atenți! Șefa de la Catena. Șonsura băiatul cu fata șefei de la Opticris. Bă, ce tare! Deci, ochelari cu medicamente. Deci ăștia sunt betonați pe toate planurile. Ăia cu lentila mărește și cumpără din farmacii ce întărește. Deci, mai bine decât atâta, nu putea pușca nuntă de 3 milioane de euro în Paris. Deci ori făcut-o tocmai în Paris, ca să nu cumva de abuz n la nuntă fuego și să înceapă să le cânte. Totuși, fiind nuntă cu pretenții, nuntă cu îți dai seama, în Paris, acolo în centru, a cântat Jean de la Craiova. <laughs> nu știu ce să zic, socra mare, după, a doua zi după nuntă, ci că e mare iubitoare de Picasso. Asta când se uită la un Picasso, nu. da, de o jumătate de Picasso, cred că am cumpărat și eu de la Catena. În loc să stea a doua zi de nuntă, să se pupe cu mătușile, cu verișoarele, să facă un grătar, să mânce ciorbă de potroci, au luat-o muzee în Paris. N-am fost la nuntă în Paris, dar am fost la o nuntă în Făget. Am fost la nuntă, bineînțeles, la Lobo. Livian și-a unit destinele cu Alexandra, fiul lui Nelson Mondialu. Am fost să zic glume, așa se plimba Nelson în sală de zici că el era generică. Da, 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 se plimba foarte atent la toate detaliile și filma. Că ce să și facă omul, codatei odată îi însoară prima dată unii cu fiu. Altfel frumos. Dar m-am simțit ca și într-un clip de începutul al lui Nelson Mondialu, că nu m-a cunoscuți din clipuri, am văzut, dar erau pe lângă mine. O conașa, tușa Pochili, pompierul. A fost și pompierul. Peștile! Salută lui Peștile. După aia, din generația mai tânăr, cartonul, nu cartonul, cartonul, peții. Am mai notat aici. Majaru era să fac o gală de K1, că nu s-au înțeles. Dar au fost fai. Majaru, Nasote, fai de capul meu, Ferenț. Nu. Nu știu dacă la nunta din Paris au venit așa invitați de valoare. Tino Rus, Ciobănița, bineînțeles cu brânzeturile, toată lumea. Știți cine a fost mai de absent de la nuntă? Vecinul Petrică. Cred că o bombarda pe pușă. Avăla. Colți cu bombone, erau doi frați din București cu trabuc, vată pe puteți era, puteai să-ți iei vată pe înghețată artizanală de la ce? Gelaterie italiană, caricaturi, că am și zis la un moment dat, dar pe nu-i băutură suficientă la nuntă, că ne facem ca niște caricaturi. Muzică! Marcel Pavel, frumoasa mea noaptea asta s-a deschis dansul, Ancuț Angel cu la moară la Nicolae, alea hore, alea cercuri, alea spirale, zici că era hora reciclării, bineînțeles după aia a venit Horia Brenciu. Băi, deci ăsta e metronom. O intrat, o cântat un ceas și cinci minute, dar au făcut show, ori trecut dintr-o piesă într-alta și după aia provincialii. Băi, trupă bună, au progresat foarte mult, iar nu au lăsat oamenii să stea pe scaune. Și după aia am intrat eu să zic glumele. Vă dați seama, lumea după trei ore de dans, nu avea chef să mai stea la mese. Am prins momentul, am luat mirii, am pus jos și am zis fiți atenți, încă 10 minute, glume, bineînțeles, la plăcerea mirilor. Special făcute pentru ei. Am și primit 100 de euro, dedicație de la tata Nelson. În viața mea n-am mai primit pentru glume dedicație. Am mai zis încă o glumă cu socră și am luat 100 de euro, dar no, acum i-am pus deoparte să vedem când trebuie plătite taxele, cum e de clar. După aia a venit Florin Salam. El nu a luat 100 de euro. dar o și făcut show. Bă, o făcut show. Eu am plecat că așa muzica era, de venea să dau și eu 100 de euro. Am zis că mă fac de rușine. Acolo s-a început. Spă minus. Spă minus. Când a început majarul cu dedicațiile, tata Nelson, ni, o rup din prima 5.000 de dolari. Și a doua zi, oi, oi, cum găt casa de la ciurila? așa nu poți și cu sufletul un rai și cu slănina întreagă. Dar una peste alta a fost frumos. De vă spun, am prins tăt recitalul lui Salan, că am stat afară la povești cu trompetistul, nu trombonistul lui Brenciu, pe care îl salut, Horațiu Boșca, un ardelean în capitală. Da, bai coffee.com slash Nicu Ne-am cam întins și astăzi, așa e, Vlade? Sărbători... Ioi, sărbătoriții zilei de astăzi, Victor Ponta, la mulți ani și lui Victor Ponta, 52 de ani, dintre care ultimii ani de politică îi strași la Xerox. și Angel Vădan, Angel Vădan care se pricepe la mobilier. Nu știu dacă știți, dar noua pasiune, noul hobby al lui Vlad, pe lângă de a scrie, monta, edita, juca în scenetele noastre, este aceea de a pirograva. Roșu de după studio, dacă se vede aici, o să o folosim după între runde la box și la K1. Oh, oh, oh. Uh, și domnul Angel Vădan, care se aniversează azi, a dat niște plăși de astea. Zbune? Să decupăm, să pirogravăm. Cafeaua de după, pilula lupilu, pilula de după. <laughs> <laughs> Care e combinația? Pastila de după. Da. La anunț nu mai merg o perioadă, dar am spectacole. Două spectacole vă pun la suflet. În 26 septembrie, în Florești, metropola Clujului, în atelierul de pizza, polivalenta zonei de vest a țării, spectacol alături de colegii George Mesaroș, Traian Dobra și Paul Sabo. Asta e plecat în București, că toți ăștia deștepți, cum zicea și de Horatiu Boșca, pleacă la un moment dat în București și nu mai te lasă. Dar am reușit să-l aducem, vii și tu, vii și tu, un public cu râsul tău frumos, să ne susții. deci la ceilalți colegi poți să aplauzi, la mine nu -a să râd. Ai un râs de ala de... mă lipsește. Așadar, și în 27 la The Oven and Grill. Mi-am notat Băi, îmbătrânesc. Mă scuzați că mai îmi notez și eu. Am 100 de pixuri. Nu știu unde să le folosesc. Vi le și vouă. The oven, and Grill. La Baia Mare. Vinerea de joi în Florești și în Baia Mare. Depinde unde sunteți. Eu vă aștept în ambele locații. La Baia Mare bem și un Chateau arteli un vin bun de la prietenii din Republica Moldova. Nu schimbați canalul, rămâneți pe YouTube, că am încărcat în ultima perioadă o grămadă de filmulețe, a? că te ziceți, când ne mai dați, când ne mai dați, ei, dacă zice și elevii mei, Cât ne mai dați atâta temă, aveți ce să vedeți și unde să vedeți și dați subscribe să ajungem la 30 de mii, că mi rușine. Le au coptilez de ăștia, au 200-300 de mii și eu cu Vlad, care suntem oameni în tătăfirea, da? Mulțumim frumos, știu că sunteți generoși. Bai mie cofi.com, Vă pupăm!